5 lucruri pe care să ți tragi un testimonial. Primul testimonial nu mai e ăla în care omul vorbește la cameră despre tine. Ține cont de povestea omului, de transformarea lui, de cine este el, nu doar ce l-ai ajutat tu să fie sau cum l-ai ajutat prin produsele și serviciile tale. Un, poveste. Doi, ține cont de mediul lui și arată-mi show, don't just tell, da? Arată-mi în mediul lui. Lasă să povestească. Cum a fost înainte să te cunosc? Cum te cunoscut? Cum a lucrat cu tine? Ce a plăcut? Ce a mai încercat înainte? Trei, ai nevoie să arăți oamenii din jurul lui, sigur, dacă ai voie să faci chestia asta, pentru că vrei să vezi cum se integrează omul în echipa lui și cum interacțiunea cu tine l-a ajutat să fie acolo. 4. Par să fie relaxat. Ai cu el întâi o convorbire despre ce voi întreba. Și 5. Keep it short and very visual. Pentru că vreau să simt acel. Vreau nu doar să fie ceva în care eu vestește despre tine, ci să mă faci să îl simt. Dacă ai nevoie de un set testimoniale pentru business-ul tău, las un mesaj și am o echipă care să facă asta pentru tine.